În Catedrala Voievodală, adormirea Maicii Domnului din Buzău, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Ciprian a primit Sfânta Lumină de la Ierusalim, pe care a împărțit-o protopopilor și celorlalți preoți delegați din teritoriu pentru a duce acest dar în întreaga eparhiei. La miezul nopții, 4.000 de oameni au primit lumină de la ierarhul lor la Catedrala Arhiepiscopală, Înălțarea Domnului. Ne dorim și vă dorim și dumneavoastră, iubiți credincioși, să adunați cât mai multă lumină în suflet. Și această sfântă lumină adusă de la Ierusalim, venită în chip minunat, să lumineze întreaga familie a dumneavoastră, pe toți cei dragi și pe toți cei din jurul dumneavoastră. Să vă străduiți să aduceți o rază de lumină și acolo unde încă mai există tristețe. Și să transmiteți tuturor această realitate a învierii, acest adevăr fundamental de credință pe care tocmai l-am cântat printr-o par, că Hristos a înviat din morți. După începutul slujbei de înviere, oficiată în pridvorul catedralei, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Ciprian a săvârșit utrenia pascală și sfânta liturghie în locașul de cult.